Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Dumnezeul neamului românesc și al tuturor neamurilor pământului, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, venim la Tine, Doamne, cu pocăință și durere în inimi, să ne rugăm pentru poporul nostru românesc. Ascultă cererea noastră, intră, Doamne, ca un împărat ceresc în țara noastră și în neamul nostru și-l scapă, Iisuse, de uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, că prigonește vrăjmașul sufletul neamului românesc și viața lui o calcă în picioare. Făcutul lasă locuiască în întuneric ca morții cei din veacuri și sufletul lui este mâhnit de moarte, că l-au trădat cei puși de Tine să-l conducă și au uitat că Tu ai spus că cel ce vrea să fie întâiul să slujească tuturor. Și ei au știut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tău, l-au asuprit și l-au jefuit, l-au vândut altor neamuri și au călcat poruncile Tale, iar pământul acesta pe care l-ai dat neamului românesc pe veci l-au înstrăinat. Dar poporul acesta Te slăvește, Doamne, nu numai cu buzele, ci și cu inima. Adu-ți aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii și monahiile care zilnic se roagă pentru el și pentru rugăciunea noastră de astăzi, chiar dacă suntem nevrednici de mila Ta, pentru că toți ne-am abătut, toți am făcut nelegiuire și ierarhii, și preoții, și credincioșii. Nu mai este niciunul care să facă dreptate, nu mai este niciunul. Ci încetează, Doamne, bătaia Ta împotriva poporului românesc. Adu-ți aminte, Iisuse, de frații noștri care sunt în afara țării, în exil sau vânduți odată cu teritoriile cedate și miluiește pe ei. Reunifică poporul Tău, repune-l în cinstea pe care a avut-o la Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvârșite, apostaziile, răutățile, îndemnurile la desfrânare, la neiertare și la răzvrătire împotriva Ta. Rugători, aducem pentru noi pe Maica Ta cea sfântă, pururea Fecioara Maria, puterile cerești, pe sfinții Tăi apostoli, pe mucenicii neamului nostru și pe toți mucenicii, sfinții și cuvioșii care au slujit Ție cu credință curată. Adu-ți aminte, Stăpâne, de toți cei care s-au jertfit pentru cruce, biserică și neam. Adu-ți aminte de sângele lor care s-a vărsat și pune-l pe acesta în balanța iertării noastre. Redă poporului nostru pământul care l-a păzit cu grijă și credință prin veacuri. Redă-i bisericile și mănăstirile vândute. Redă-i pacea văzduhului și îmbelșugarea roadelor pământului, stăpânirea de sine, demnitatea lui creștină și naționala de altă dată, conducători buni și cinstiți, nesupritori, nemincinoși și nelacomi. Redă-i arhierei vrednici de Tine, Iisuse Mare Arhiereu, preoți dăruiți bisericii și neamului, credincioși misiunii lor, adevărați secerători, așa cum îl vrei Tu, milostive. Auzi-ne, Doamne, într-îndurarea Ta. Nu intra, Stăpâne, la judecată cu robii Tăi, ci întoarce-ți iar privirea spre noi și ne ridică din păcat cu dreapta Ta cea mântuitoare. Și trecând prin patimile toate, curățați prin suferință,
să ajungem și la sfânta ta înviere, Iisuse, slăvindu-te pe tine împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, acum și pururi și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să ne mântuiești pe toți, cu sufletele pline de evlavie, Ție astfel ne rugăm. Îndură-te, Doamne, de țara noastră și neamul nostru și ajută să-și găsească în sfârșit calea cea dreaptă. Coboară Duhul Tău cel mângâietor să ne curățească întinăciunea și să ne întoarcă inimile la blândețea și frica de Tine, Doamne. Luminează, Doamne, mințile noastre, care din pricina amărăciunilor și umilințelor nu văd calea cea dreaptă. Încălzește, Doamne, inimile noastre, care, învrăjbite de diavol, au uitat să-și iubească aproapele și să ierte vrăjmașilor. Slobozește, Doamne, neamul nostru din jugul minciunii, urei, pismei și egoismului. Învață-ne, Doamne, să ne răbdăm unii pe alții, așa cum Tu ne rabzi pe noi toți. Stinge pofta celor care pentru binele lor își asupresc semenii. Încălzește-le, Doamne, inimile, tămăduiește-le rănile și îmbrățișează-i în nețărmurita Ta dragoste. Odihnește, Dumnezeule, sufletele celor care și-au dat bunul cel mai de preț pentru credință și dreptate, cu capetele plecate, genunchii îndoiți și inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, bunule, și Ție îți strigăm. Auzi-ne, Doamne, și trimite mila Ta peste neamul nostru românesc, că numai a Ta este puterea și mărirea și numai Tu vei întoarce râurile neamului nostru la matca străbună, ca să se laude numele Tău în veac, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Dumnezeul neamului românesc și al tuturor neamurilor pământului, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin, amin.